Avem aici un frate care ne-a întrebat unde este Estul. I-am spus că Estul este în spate. Ce faci, Jim? Și în acest moment se roagă. Mai rar să vedem așa ceva în Madrid. Este ora totuși a rugăciunii și m-a întrebat omul unde este, în spate. De acolo răsare soare. Da, a venit cu păturica lui și se roagă. Frumos. Cultură. Salutare călătorilor! Am ajuns în aeroport și plecăm spre Mexic. Plecăm spre Mexic, Cancun. Fratele de lângă noi tocmai a terminat rugăciunea. Ne-a întrebat, cum ați putut vedea și în imagini, unde este Estul. Și am zis să începem de aici vlogul. N-am început de afară pentru că vreau să fim siguri că ajungem înăuntru. Și acum vedeți imaginile despre cum am ajuns și ce ne-au cerut. Și sperăm să ajungem în noaptea asta în Mexic. Dacă vom, la mamă. Dacă vom avea aventuri, le veți vedea și dumneavoastră împreună cu noi. Vom continua vlogul până vom ajunge la hotel. Vom la mașina de renting, sperăm să ajungem acolo. Da. Și poate mâine dimineață niște tipsuri despre Mexic. Da, vom vorbi despre Cancun, despre unde vom vizita, în vlogul de poi mâine, cum ar veni. În vlogul următor. Așa că mulțumim că ne urmăriți și urmăriți-ne în continuare, nu, Jenny? Acum o să facem, cât de curând o să facem îmbarcarea în avion. Deja lumea s-a pus la coadă, deși mai sunt 20 minute până la îmbarcare. Dar cam așa e în Spania. De fapt, spaniolii, ca frații noștri români, suntem la fel. Să mergem primii, să fim înainte. Doar vreau să vă spunem că noi credeam că aeroportul o să fie bun și o să mergem puțin, în sfârșit zic că la Dubai a fost, la Dubai a fost avionul arheplin. Am ajuns cu 3 ore înainte și e lume destul, e? Să vedem acum, mai mult ca sigur o să mergem full. E bine că data asta mi-am luat scaun pentru genunchi mai mare, adică pentru mine. Ce faci, Jerry? Și eu pe aici, că nu mă faci. Tocmai am trecut de controlul biletelor, m-au luat căldurile pe mine, Jerry. Da. Foarte cald în aeroport. Foarte, foarte cald aici. Da. Probabil ca să, nu știu la ce. Să ai temperatură. Da. Cum spuneam, am trecut de controlul biletelor, iar acum mergem cu metrou la terminalul 4S aici în Madrid. Dacă veniți dinspre Madrid, nu știu dacă și în România e la fel, își cer bilet de întors. Ne-au cerut să vadă biletul de întors încă de aici ca să vadă... Obligatoriu că te întorci. Obligatoriu că te întorci și că nu stai acolo. Ca să știți, un dat. Da. Mergem, Jenny? Toată lumea s-a înghesuit în alte vagoane și noi am venit singuri aici. Ce vreau să vă spun? Da, că nu e venit fără noi conducem. Metroul de aici, din Madrid, din aeroport, este un metrou care se conduce singur, se conduce pe calculator, practic. Nu are șofer. Și cu asta mergem noi. Deja începem să ne simțim ca în excursiile noastre. Trebuie să avem îmbarcarea la fără un sfert și e și... Și 10, cred. E și 10 ceasul. Da. Și încă nu ne-au chemat, deja lumea e o grămadă în picioare așteaptă. Mergem înainte, așteptăm. Să sperăm că decolăm în timp. Era
dat un kit sanitar. Foarte frumos. O mască, două mănuși și asta dezinfectant. Dezinfectant. Super. Tocmai ne-au adus și mâncarea. Ce avem gen aici? A zis că e carne de vită. Carne de vită. La felul principal. Sunt meatballs, cred. Da, chiftele. Chifteluțe marinate. Chiftele cu sos de roșie și cartofi. Cartofi prăjiți. Și ceva dulce după aia și câte un suculeț. Hai de asta, doamna. De asta, gracias. Să avem puftă. Ați ține foame, nu mai vorbește cu mine când e foame. Foarte foame. Da. Mai avem 8 ore și 33 de minute. Ora cam bun, 11. Iar noi ajungem la ora 7.45 seara. Deci mai avem cam 8 ore și ceva. Foarte bine. Să fiți sănătoși. Jenny s-a pus să doarmă. Bravo, Jenny. Viață grea. Și noi mai avem 6 ore. Deci face bine, Jenny. Mai avem 15 minute și aterizăm. Nu mai pot. După 11 ore de zbor. Eu n-am închis niciun ochi. Doar acum ce l-am închis. 15 minute ajungem și vedem dacă ne întoarcem înapoi. Sau rămânem în Cancun. Rămâne. Sper. Eu trăiesc cu speranță. Oricum ne-am făcut și al doilea plan. Acum cât vorbeam cu Jenny, dacă ne dă înapoi, mergem în România și facem vlog în România. Și avem o scăpare. Chiar dacă stăm 10 zile în carantină. Nu-i așa, Jenny? Da. Ești de acord? Sunt de acord. Ce faci, Jenny? Am aterizat deja. Mergem să... Mergem la pașaport. Control. Și... Până acum totul vin. Da, e foarte ud, dar a fost o tormentă tropicală. Da. Muchas gracias. Vámonos arriba. Am intrat în mașina de la Hertz. Da, îmi doar repede să filmez. Ai prins? Da, i-am prins un pic în imagine. E și acum să plimbă pe aici. Okay. Mergem să luăm mașina. Am ajuns de la Hertz să luăm mașina. Am cerut un jeep, să vedem cine dă, sper să ai live pe cel pe care l-am cerut. Până la urmă ne-a dat să alegem între jeep sau BMW-ul acesta, am rămas cu BMW-ul, așa că plecăm cu BMW-ul. Ce faci, Jenny? Uite, deja am luat și mașina, mergem spre hotel. Să vă spunem cum a fost în aeroport. Stai așa, să-mi doar camera. Ia spune-ne, Jenny. Da, până la urmă ne-a lăsat să trecem. N-a fost nicio problemă la vamă. Ne-a întrebat unde o să stăm și dacă avem zbor de întoarcere. Important, să aveți zbor de întoarcere. Cine a mai întrebat?
dacă suntem căsătoriți. Adică ce relație avem? Și a vrut să vadă la ce hotel stăm. Le-am dat rezerva hotelului. Da. Asta oricine poate veni cu o rezervă oarecare la orice hotel. Să ai o rezervă, să vadă ei o rezervă. Și biletul de întors, a spus. Deci clar, obligatoriu să ai bilet de întors. Să vadă ei că ai un bilet de ieșire din Mexic. Da, și din câte știm noi, am fost noi, români în avion și încă o familie de 5 persoane, adică părinții și cu 3 copii. Și ei au fost înaintea noastră și pe ei... E un cățel, mi-e frică un pic, că sunt așa de pe stradă. Da, a trecut. Și pe ei i-au oprit, i-a băgat într-o cameră și cât am luat noi bagajele... Lile căței, scuze. Și cât am luat noi bagajele, că au întâlnit cam jumătate de oră să iasă bagajele, pe ei tot i-au ținut acolo înăuntru și tot le făceau întrebări și tot ieșeau oamenii de la securitate, intrau, ieșeau. Da, noi în aeroport în Madrid, scuze. Da. În aeroport în Madrid ne-am întâlnit cu ei, ei erau din Craiova. Da. Și veneau direct din România, din Craiova, practic, aici. Da. Noi poate, cum am venit și din Spania, am vorbit perfect spaniol. Le-am spus că avem rezidență în Spania. Poate, deci noi n-am avut practic nicio problemă, doar asta ne-au cerut. Da. Și nu știu ei dacă până la urmă ar fi trecut, dar noi când am plecat de acolo după cam 3 sferturi de oră, tot erau acolo și nu le dăduseră drumul. Sper să nu știu dacă i-ar fi lăsat, nu i-ar fi lăsat, dar ne dă un pic de pity. Da. Nu e un pic așa, da. Milă, da, să milă zici, de da. Ei, că na, au venit până aici și să nu-i lase, da. Practic, singurii care i-au băgat au fost ei, care sunt români. Da, restul din au trecut. Toată lumea care a trecut la Bama au fost unicii care i-au oprit. Și a fost un pic așa, nașpa, na. Și au fost înaintea noastră și chiar ziceam de genii, să vezi, dar nu mergem și noi acum, ne bagă și pe noi acolo. Da, dar n-am avut totul. Un mic tip, la nici 5 minute de aeroport. Aici avem un 7-Eleven. A, da, în aeroport nu vând tahete SIM, deci spune. Scuze. Nu, nicio problemă. Deci aici trebuie venit imediat lângă aeroport, este un 7-Eleven la un gas station, la benzinărie. O benzinărie. Iar de aici puteți cumpăra SIM card. Noi am dat 20 de euro aproximativ, 500 de pesos, pe 6 giga. E maximul care l-aveau de giga și cum nu ne trebuie, am zis să luăm și să probăm să vedem cum merge. Da. Cu Telcel, Telcel care este compania principală aici și spun că merge cel mai bine internetul. Da. Și mergem spre hotel deja. Da, deci ar fi recomandabil să vă descărcați ori de acasă, ori în aeroport cu Wi-Fi din aeroport, un mapa de la Maps care da, e cu Google conexiune Maps, fără internet. Aveți fără internet. Ca să puteți ajunge măcar până aici să vă luați SIM-ul. Da, noi practic așa am descărcat din Google Maps harta în offline și deja noi ajungeam la hotel, nu era problemă, dar am zis să luăm deja un SIM card să avem. Să stăm fără probleme. Hai că ne-am întins cu vorba. Hai da, că trebuie să ajungem și la hotel. Vă mulțumim că ne urmăriți. În Spania este 4 dimineața. Da, da. Deci aici am 6 ore minus, mai puțin, dar oricum noi suntem după ora Spaniei, obosiți. Da, îți dai seama, la 4 dimineața ora Spaniei. Da, așa că... Așa că bem beiuți, da. Dă-i înainte. Da. Hai, Jenny. Biceps. Da, să ajungi în Cancun și să plouă. Gigi, ce fă, bă, băiatule, bă? Hai la noi la masă, vină o băiatule la noi. Ce fă, bă? Bă, să nu mă muști. Poate te uiți la asta, veni la noi la masă. Ce fă, bă, uiți el? Ce fă, bă, uiți el? Nu fugi, mă, că Jenny te obeste. Oh. A stat să mirosi și după aia zic că eu plec? Păi nu mai e nimic de mă. A plecat. Vrea să-l mâncărică. Și am ajuns și la primul mic dejun. Ce faci, Jenny? Bună dimineața. Da. Am zis să mâncăm azi pe stilul mexican la micul dejun, să vedem cum ne opri. Sper să vină. Ce rotă e, Jen? Tacos de vită. De vită. Cu ceapă și guacamole. Guacamole, adică avocado. Da? Pisat. Și aici avem brânză la grill. Da. Iar avocado. Fajitas. Fajitas, carne de vită. Vită.
niște roșii sherry, un ou benedict. Au ou benedict? Prima oară când mergem undeva să aibă la un hotel ou benedict. Cu un sos verde, nu știu cu ce ai făcut, dar este sos verde. Plin de sosuri, ca de obicei. Și nachos. Nachos. Cu mulli, care e un sos făcut din chile, adică ardei iute, cu ciocolată, zice că. Da. Să vedem cum o fi la gust. Să vedem. Păi stai poftă, Jenny, ce mai? Mulțumesc. Bună. Salutare călătorilor! De aici, din Mexic, deja. Da, suntem deja la hotel. Cum bine ați văzut în vlogul de seară, am ajuns deja. Da, suntem la un resort. Da, în Tulum, într-o localitate cam la o oră de mers cu mașina din Cancun. Este o zonă turistică, avem și marea în spate, exact din camera noastră de hotel. Și frumos, până acum foarte frumos, am ieșit puțin la micul dejun. Avem și de acolo imagini, o să vi le punem imediat. Și Jenny vrea să dea un pic de informație generală, nu? Da. Despre cum e aici în zona Cancun. Și ce vrei să ne spui, Jenny? Cum poate bine știți, sau poate nu, de-aia suntem noi aici să vă punem un demo. Cancunul, unde am aterizat aseară, este poarta cea mare spre intrarea în Caribeul Mexican. Și de acolo, din Cancun, care este strada cea mai cunoscută, se pot vizita și celelalte plaje care sunt la rândul jos, cum ar veni Playa del Carmen, care este și aceea asta o plajă cunoscută, sau zona Tulum, unde suntem noi acum. Dar cea mai frumoasă zonă de plajă, tot Cancunul rămâne ca apă. După aia mai sunt și alte insulițe, cum ar fi Isla Mujeres, Holbox sau Cozumel, care sperăm și să fie timpul bun. Să mergem să le vizităm și pe acelea. Da, și să vă punem în vloguri, da. Ce mai ai de spus? Stai așa că Silviu trebuie să vadă ce mai ai de spus. Da, avem câteva lucruri scoase. De exemplu, din aeroport. Aeroportul din Cancun este unul din aeroporturile principale din Mexic. Iar din acest aeroport se poate merge în 125 de destinații în alte părți ale lumii. Acum cu COVID-ul poate nu s-a putea zboruri, dar în general atât era online, la 125 făceau conexiuni în lume. Și practic tu când ajungi în Cancun ai câteva opțiuni să te poți mișca. Prima opțiune? În 10 minute o salimos. Muchas gracias. Da, a venit cu curățenie. A venit la curățenie, este în 10 minute ieșim. Ca să terminăm cu lucrul. Transportul, cum să vă mișcați de la aeroport până la hotelul dumneavoastră, unde veți caza. Opțiuni generale, cum ar veni. Prima opțiune și cea mai bună, care o recomand oriunde mergeți pe lumea asta dumneavoastră și... Cum facem și noi, e să mergi cu mașina. Ne era un pic frică de drumul, nu știam cum o să fie, dar sunt foarte bune drumurile, de grup, câte două benzi pe fiecare sens. Și se merge destul de bine, nu ne așteptam să fie așa. Deci, mașina ok. Și cu mașina, mai ales e safe acum în timpurile astea în care trăim. O altă opțiune mai e taxiul, însă cu taxiul știe toată lumea cum e. Mă spune un preț, ajungi la hotel, îți cere alt preț. Problemele care sunt peste toată lumea cu taxiurile. Mai scump, până la urmă. Și cu mașina personală poți să duci după aia mai multe destinații. Nu trebuie să ai surprins de cineva. Te urci și ai plecat. Cum mergem, probabil următorul bloc urcăm de la Chichen Itza, deja vrem să mergem noi la Chichen Itza, da. Una din cele 7 minuni, sunt 7, nu? Da, cele 7 minuni din lumea modernă. Lumea modernă și, na, mâine mergem să vizităm acolo. Sunt 2 ore de mers cu mașina de noi. Mergeai cu autobuzul, ți se ura, taxiul ți se scârbea de plătit. Așa că cu mașina e altceva. Și benzina este la undeva la 90 de cenți, așa că nu e mult. Da, altă variantă să mai veniți la hotel, să sunt shuttle busurile. Da. Dacă intrați pe internet și căutați, sunt shuttle busuri, sunt foarte multe agenții care oferă să mergi de la Cancun, la aeroportul din Cancun, la hotelul unde îl vei avea. Am înțeles că nu sunt foarte scumpe. Stai că avem prețul. Este undeva la 1400 de pesos, dus întors.
și în capul o persoană. Și pentru o persoană. Deci dacă mergeți într-un grup mai mare, vă împărțiți 1400 de pesos între o persoană. Deci nu ar fi chiar așa scump. E, nu știu, cât o fi, să scrie mai jos, nu știu acum mai exact. Vacanța asta vor un peso să și undeva într-un post. Da, pentru că schimbul se face la 25. De... 25 e 1 euro. Și ca să nu stăm să împărțim la 25, explodează capul. Da. Și așa tot timpul punem jos. Cea mai economică formă, ca oriunde în lume, este autobuzul. Da, e un fel de autobuz care se cheamă ADU, sunt autocare. Dar, na, sunt mai multe opriri, nu te duce direct la hotelul tău, trebuie să treci pe alte hotele, să lași altă lume. Mm. Așadar, sunt patru opțiuni, să nu ne împindem. Stai un pic. Și a două până mergem Playa del Carmen sau în Tulum. Și costă 208 pesos de persoană. De vara la anul. Am spus, punem jos. 208 pesos. Da. Împărțim la 25 și punem jos. Da. Deci astea patru sunt. Autobuzul, acest ADO, care merge prin toate zonele, shuttle bus-ul care puteți... E bun pentru grupuri. Foarte bun pentru grupuri și nici este economic, însă ajungi la hotel și ai aceeași problemă de mișcare. A treia opțiune a fost taxiul. Pentru cei care nu au carnet de șofer și le e teamă, nu știu de ce le e teamă să închideze o mașină, taxiul. Și sunt mai comod opțiune să meargă. Deci nici nu vor mașină, nici nu vor să se complice cu autobuzul, taxiul. Pentru noi nu este recomandat. Uber-ul nu este legalizat, din câte am înțeles... N-am văzut ca Uber. Nu au Uber, e ceva care este ca și Uber-ul, însă nu este legalizat, deci nu le comandăm. Am văzut pe un site ceva, că au băgat ceva gen Uber, nu este legalizat și au probleme. Deci nu le comandăm, dacă vedeți ceva de genul o aplicație să o descărcați, pentru că nu e legalizat aici, în Mexic, în zona Cancun. Și a patra mașina, cum... Cea mai bună opțiune care credem noi că este. Nu este foarte scump. Da. Noi cu asigurare full option, cu asigurare casco, am dat undeva la 30 de dolari pe zi. Însă, ați văzut, am un SUV, un BMW X1. Aveam Jeep Renegade, cum să mi-a spus, vrei acest BMW, 2020 fabricație, zic că... Aleau. De ce? Vreau să merg și cu un Jeep, că nu am mers până cu un Jeep, dar na, e bun și mie două. Astea sunt cele patru opțiuni. Ce mai zice moneda? Da, moneda. Cum am zis, da, suntem și noi aici cu calculatorul, că încă avem... Ne-am trezit? Ne-am culcat la 2 dimineața. Da, suntem încă cu jet lag pe noi. La 6 eram în picioare. Deci n-am putut să mai dorm. De la 6 să-mi trăiesc, ia cu 9 jumate. Pe la 2 ora de aici. Da, deci era undeva ora 6, ora Spaniei, când am ajuns aici. Nici în avion n-am putut să dorm niciun minut, nici genii. Nici mai mult de 2 ore. Și am dormit foarte puțin. Hai că aș dormi jumătate de ora să mă duc. Sunt imagini cu genii, îmi dă din lumea mine poziția, așa că nu-i problemă. Așa, da. Cum ziceam, moneda oficială este pesos. Puteți să plătiți și în dolar dacă vreți, dar este mult mai recomandabil să plătiți în pesos pentru că schimbul, adică nu vă poate păcăli la schimb. Pentru că fac un schimb fiecare, cum știți și în România, dacă plătești în euro, la un restaurant îți face schimbul care îl dorești. Însă acceptă oriunde dolari americani. Dolari, da. Euro nu prea. Euro nu, dar dolari, da. Poate să-ți accepte, însă îți va da rest în pesos sau în dolari. Da, deci pentru ei, că am fost aseară să scot bani în aeroport, aveau un ATM, un bancomat special pentru dolar și un bancomat special pentru pesos. Cred că am avut chiar doamna la plăță. Ieșim. Hai să terminăm. Deci pesos. Cel mai bine să schimbați în pesos. Și în foarte multe locuri nu se acceptă plata cu cardul. Da, deci... Foarte multe locuri. Deci trebuie să aveți pesos, doamna. Pus aici pesos la voi, să aveți schimbat, că dacă nu... Aveți probleme, pentru că cardul nu-l acceptă, nu știu din ce cauză. Asta e informații ne-am spus și noi de pe site-uri oficiale, de la lume care a mai fost, prin zonă. Hola! En 5 minutos salimos. Sí, perdone. El qué? El bar service, agua. Sí. Agua, solo. Solo agua. Sí. Sí, sí. Sí, que estamos grabando ahora y ahora salimos. Por eso, en 5 minutitos sale. Vale. Gracias. Muchas gracias. Ahí no... no es hemos... el primer día. Sí. Sí, gracias. Ci una la... Au venit de la room service, muchísimas gracias. Gracias.
De ce vorbeam? Dar spune că nu acceptă cardul. Sunt ATM-uri, au comision destul de înalt, din câte am auzit. Noi recomandăm Revolut. Dacă cineva nu are, nu știe cum e, ne poate întreba, se face foarte ușor contul de Revolut. Este valabil și în România, nu plătiți comision. Este foarte bun. Noi mergem doar cu Revolut, umblăm de când ne știm. Și cam atât pentru acum dimineața. Un alt tip. Când luați mașina de închiriat, să nu băgați motorină sau benzină, depinde... Lăsați înapoi, înapoi. Din aeroport, să nu luați din aeroport benzină, pentru că e mult mai scumpă din zona aeroportoară. Cum știți, dacă faceți plinul, puteți merge 30-40 de km fără să scadă linia la benzină. Așa băgați din Cancun, de exemplu, care este la 20 minute, o sfert de oră, 20 minute de aeroport, și băgați de acolo motorină din oraș. Și așa sunteți siguri că și mai... e mai ieftin. Adică câțiva e unul mai ieftin. Și cred că de moment, pentru start, cam astea sunt tipsurile noastre. Acum dimineață, mâine, următorul vlog, ne vedem în Chichen Itza, scuze. Vreau să ne vedem la Chichen Itza și dacă mai ne vin tipsuri pe drum, așa cum ar veni, îi spunem următoarele vloguri. Dar clar. Asta e informația generală, care ar trebui să știți de început cum ar veni. Păi cam atât cu vlogul de astăzi. Da, noi astăzi o să stăm la hotel, fiindcă am făcut așa un calcul și am zis că sigur o să avem jet lag, dacă l-avem. Da, și să edităm un pic dacă e seara asta video, să vedem. Ne lasă mai mult azi. După a ta zbor, după 11 ore, cred că avem nevoie și noi să mai mult și na. De mâine începem treaba, mâine merge la Chichen-ița, cum am spus. Și ce să mai spunem, mulțumim că ne urmăriți și încheiem aici vlogul. Sperăm să ne urmăriți în aventurile noastre din Mexic și să fie de bun augur și pentru dumneavoastră. Dacă vreodată vreți să veniți, să aveți informații și din partea noastră. Dacă vreți să ne urmăriți și pe timp real, puteți să ne urmăriți și pe Instagram, pentru că acolo punem story-uri în timp real, cum aveți, și poze de vlogul de unde să mergem. Așa că dacă vreți și acolo, Instagram. Mulțumim încă o dată și eu mai fac o dată schimbări acolo. Poate că se mă gândește asta, hai. Nu cred că mi-e. Eu mă duc cu mâna și să nu ai cineva să vede mai bine să stau niște, dar... Acum, la revedere, vă zi bună! Ciao! Ciao.